numesc Ionescu Ioan Mirel. Problemele mele de sănătate au început în urmă cu 10 ani de zile, aproximativ în 2010. Am avut o operație pe cord, aici la Târgu Mureș, efectuată. De atunci am continuat cu lucrul, mi s-a propus atunci pensionarea pe caz de boală, însă am refuzat pentru că încă eram în stare să mai lucrez. Însă totul a culminat anul acesta în aprilie, când chiar n-am mai putut deloc. Am avut și un mic preinfart. Am fost dus la spital, de acolo am fost internat la clinica medicală 4 la domnul doctor Mate Lehel, care pur și simplu mi-a salvat viața. De atunci am continuat cu concedii medicale, internări iarăși. Pot să spun că mai mult am stat prin spital decât acasă. În data de 22 aprilie a fost ultima zi când am mai putut merge la lucru, datorită mai mult problemelor de la picioare, pentru că nu mai puteam sta în picioare. Nu mai puteam sta mult în picioare și decât să încurc și pe cei colegii sau și direcțiunea mi-a propus ca să mă pot pensiona pe caz de boală cât de cât să am un venit. Au continuat acele concedii medicale. În urmă cu o lună de zile, iarăși am avut o criză mai puternică de anghină. Am fost iarăși dus la spital. Și atunci, analizele mult mai amănunțite, cum am purtat asta aici, s-au gândit să nu fie ceva tumor. Am înțeles că luna viitoare mă voi interna iarăși pentru o biopsie care se va trimite la Cluj să vadă dacă este de ceva tumoră sau pur și simplu se poate elimina prin operație. Însă nu am disponibilitatea necesară financiar ca să efectuez acea operație. Am înțeles că e undeva la 10.000 și ceva de lei, 100 de milioane de lei. Rugămintea mea care a fost și în acele postări care le-am pus, pur și simplu eu am vrut să-mi găsesc undeva de lucru ca să pot duce după zi pe alta până îmi vine pensia, pentru că în data de 9 octombrie am primit decizia medicală. Am mai continuat până am perfectat toate actele și în data de 1 noiembrie am depus actele la Casa Județeană de Pensii. Acolo mi s-a spus că durează circa 45 de zile până în termen de 45 de zile voi primi decizia împreună cu pensia care va fi. Dar mi s-a spus că în mare nu se știe 100% sigur, dar mai mult de 800 de lei nu va fi ar fi acea pensie. De asta am și postat dacă aș putea fi găsi undeva ceva de lucru, pentru că cheltuielile mele sunt cam undeva aici la casă cu totul la vreo 350 de lei. Am o rată care încă n-am putut să o duc la capăt și acum oricum o să mă oprească din pensie. Deci, practic, cu tot cu medicamente, ar fi undeva către 700-730 de lei. Acea diferență, nu știu cum poate trăi unul de asta, am zis că prin prieteni, prin cunoscuți, să pot găsi undeva ceva de lucru, poate să pot să o duc după zi pe altă. Deci, în afară de locul de muncă, dacă pe care am solicitat, dacă m-ar putea ajuta cineva, un fel mi-e și rușine să spun, să nu mă creadă lumea vreun impostor, dar financiar să pot să, dacă m-ar putea ajuta cineva, să pot să achit acele facturi, care se ridică undeva la 350 de lei lunar, și atunci cât de cât aș putea să prelu o zi pe alta, să nu caut de lucru, să nu pot lucra undeva, pentru că
eu mă gândesc la lucru, dar în situația în care sunt, nu știu ce aș putea lucra eu. Pentru că prea mult în picioare nu pot să stau, acum nici cu pretenții nu pot fi să mă duc undeva la muncă de birou când nu.